Poate că liniștea și așezarea mănăstirii contribuie și ele la această stare de relaxare. Copiii o simt cel mai bine. Maturii își poartă cu ei de saga de neliniște. Poate și pentru că inima lor este atât de mare încât să cuprindă problemele de aici, în orașul străin în care au găsit un loc de muncă, și orașul de acasă, pe ale cărui străzi se joacă sau numai lăstrăbat copiii lor. Sunt bucuros că locul ăsta prinde un contur de misiune, că eu din start l-am văzut ca un loc superb pentru misiunea noastră a bisericii, fiindcă spațiul este foarte generos, locul este deosebit, retras de sat, retras de lume, putem face foarte multe aici. În diaspora, în ei se strânește așa un dor și în întâmpinarea acestui dor de Dumnezeu, de un acasă generic, de un acasă cu amare, dacă vreți, vine preotul. Apoi mai trebuie să ținem cont că în diaspora, în genere, sunt oameni care au plecat la muncă și de multe ori sunt oameni simpli. Foarte rar vom găsi, cum găsim în centrele noastre universitare din țară, locuri unde să fie frecventate mai mult de intelectuali. Și atunci și cuvântul nostru este cumva adaptat. Avem nevoie să venim cu lucruri simple, cu lucruri directe, cu lucruri concrete și în felul acesta să-i apropiem pe oameni de biserică. În România, credincioșii aproape, aș putea spune, dacă pot folosi această metaforă, îi primești cadou. Te duci într-o parohie, ți se spune care este parohia, unde vei sluji. Aici trebuie tu să aduni pe oameni, tu trebuie să te duci să identifici zonele unde sunt credincioși. Misiunea preotului în diaspora nu este grea, fiindcă în fiecare zi este o nouă misiune, o nouă provocare.